Jackie Chan a fost întrebat odată într-un interviu: Jackie, ești fericit cu viața ta? Acesta a răspuns: munca dificilă de care te plângi este visul cuiva care este șomer. Copilul neastâmpărat care îți pune la încercare răbdarea este visul cuiva care nu are copii. Casa mică pe care o consider prea înghesuită este visul cuiva care este fără adăpost. Puținii bani pe care ai reușit să-i strângi până acum sunt visul celor sufocați de datorii. Problemele de sănătate pe care le consideri o povară sunt visul cuiva care luptă cu o boală terminală. Hainele pe care le consideri vechi și demodate sunt visul cuiva care nu are cu ce se îmbrăca. Timpul pe care îl petreci cu familia și prietenii este visul cuiva care este plecat de mult timp în străinătate. Faptul că greșelile tale nu sunt expuse în lume este visul celor bântuiți de trecutul lor. Părinții pe care îi critici constant sunt visul cuiva care a pierdut un părinte. Mașina veche pe care o consider depășită și urâtă este visul cuiva care încă se deplasează pe jos. Liniștea ta interioară, somnul odihnitor pe care îl ai, masa pe care o poți accesa ușor, acestea sunt visele celor care trăiesc în regiuni afectate de război. Trebuie să prețuim tot ce avem. În definitiv, nimeni nu știe ce aduce ziua de mâine. Fii vigilent față de cei care ar încerca să îți ia aceste lucruri. Trebuie să luptăm pentru a păstra ceea ce prețuim. Prin aceste cuvinte, el ne amintește că lucrurile pe care noi le considerăm adesea ca fiind probleme sau neplăceri sunt, de fapt, dorințe neîmplinite pentru alții. Munca dificilă, relațiile complicate sau o casă modestă sunt visele unor persoane care se confruntă cu provocări mult mai mari. Aprecierea pentru lucrurile mărunte ne poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții și ne poate face mai conștienți de privilegiile pe care le avem. Pentru mai multe clipuri asemănătoare, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.